Până la urmă, ne interesează ce se întâmplă în PNL, pentru că nu e doar în PNL. PNL este un partid de guvernare, este cel care dă direcția. Sigur, se află în coaliție cu USR Plus și UDMR, dar dă direcția. Și din acest punct de vedere, e foarte important să știm la ce să ne așteptăm de la viitoarea conducere a PNL în perspectiva guvernării pentru următorii ani, pentru că mă îndoiesc că există în momentul de față o forță parlamentară care să înlocuiască această coaliție dacă ea nu se dezintegrează, ceea ce este posibil, dar nu acum, nu în 2021 și cred că nici în 2022, poate mai târziu. Pe măsură ce ne apropiem de anul 2024, care e un an electoral complet, lucrurile se vor schimba. Și aceste alegeri din PNL pentru președinția partidului sunt din acest punct de vedere puțin premature. Ele sunt normale, trebuiau să aibă loc acum, dar cred că în ceea ce privește miza cea mai importantă, și anume președinția, candidatura pentru președinția României, aceasta va fi stabilită în 2023, pentru că e mult prea devreme acum. Și așa mi și explic cum s-au conturat grupările susținătorii unuia sau altuia dintre candidați, mai ales a domnului Câțu. Pentru că văd în spatele domnului Câțu, mai ales apropo de fotografia aceea cu, pe treptele partidului cu susținătorii săi, văd câțiva posibili candidați la prezidențiale. E o diferență semnificativă între Florin Câțu și Ludovic Orban. Ludovic Orban este un constructor de rețele, a construit nenumărate rețele de partid de la începutul carierei sale de acum 30 de ani. Nu trebuie niciodată uitat că a jucat un rol important în constituirea rețelei în PNL-AT, a fost mâna dreaptă a lui Dinu Patrici, apoi după fuziunea din 1998 dintre PNL-AT și PNL, a construit rețele în interiorul PNL, multe rețele. Sigur, unii dintre acei politicieni au dispărut, dar alții au rămas. Nu ar fi devenit președinte al partidului acum 4 ani, pe 16 iunie se vor împlini 4 ani de când a fost ales președinte, dacă nu ar fi avut capacitatea să construiască aceste rețele. Sunt aceste rețele viabile astăzi? E greu de spus, pentru că vedem, în primul rând, o puternică rețea PDL în spatele domnului Câțu, și pe de altă parte o serie de nemulțumiți din PNL care n-au rețele la fel de puternice, dar care combinând aceste rețele ar putea să constituie o contrapondere. Cu atât mai mult cu cât domnul Câțu este prim-ministru, nu poate împărți atât de multe resurse, dar din cele simbolice, de exemplu posturi, se poate și se discută foarte mult în presă zilele acestea despre blocarea unor numirea unor apropiați ai lui Ludovic Orban și așa mai departe. Deci va fi o confruntare interesantă, însă pe mine mă interesează mai puțin persoanele. Le cunoaștem. Sunt amândouă persoane respectabile, au cariere politice diferite. Domnul Câțu e mai degrabă cu un profil de tehnocrat. În ceea ce îl privește pe Ludovic Orban, are un profil de politician. Dar care sunt programele din spatele celor doi? E foarte important. Echipa, bineînțeles, care echipa, va forma echipa, noul PNL. Da, eu aș vrea să văd disputa de programe, pentru că am văzut în spatele domnului Câțu oameni care sunt cu orientare ultraconservatoare și cu elemente destul de anti-europene. Pentru că vă dau un exemplu, nu trebuie să uităm niciodată, PNL a susținut Coaliția pentru Familie și modificările constituționale care au căzut la referendumul din 2018 și vreau să știu, în contextul în care suntem într-un moment complicat în Europa, către ce ne îndreptăm. Adică vom avea din nou peneliști care vor vota desființarea studiilor de gen în România, vom merge pe o linie trumpistă, merge PNL-ul spre o linie trumpistă sau nu. Și cu siguranță această linie trumpistă este influențată de ceea ce se întâmplă în Partidul Republican din Statele Unite ale Americii și de ceea ce eu numesc lobby-ul evanghelist din România, care este destul de puternic în toate partidele, dar în PNL e mai puternic decât în celelalte partide. Așa că mă interesează nu doar programul economic, pentru că aud mereu vorbindu-se de liberalism. Nu, neoliberalismul nu este neapărat liberalism, dar liberalismul presupune o doză importantă de liberalism politic,
pe care n-am observat-o și aș vrea ca cei doi candidați să-și dezvăluie mai bine din punctul ăsta de vedere intențiile. Observăm pe de altă parte că cei care îl susțin pe Ludovic Orban se împuținează. Nu una din schimbările interesante este cea a domnului Tătaru, fostul ministru al sănătății, liderul PNL Vaslui, care îl susține, de exemplu, pe primul ministru Câțu. Deci mă aștept ca această confruntare să lase urme. Am văzut pe Credeți că vor mai fi trădări de genul acesta? Nu sunt trădări, să știți. În politică nu există trădări. Astea sunt cuvinte mari. În politică există interese și există alianțe. Se fac alianțe în virtutea unor înțelegeri. Există întotdeauna niște înțelegeri care se fac privind poziții ministeriale, privind alte resurse care pot să fie folosite. Deci și nici Ludovic Orban n-a vorbit despre trădare în cazul domnului Tătaru, care e un caz spectaculos, pentru că domnul Tătaru a fost susținut de Ludovic Orban. Probabil că vor mai fi. La întrebarea dumneavoastră vă pot răspunde așa. Probabil că vor mai fi. Dar în final, ceea ce va conta este votul din 25 septembrie a celor 5.000 de membri prezenți. Iar bătălia se dă, începând de acum, în fiecare organizație județeană, unde se vor stabili, de fapt, taberele. Probabil că undeva spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, vom putea spune mai bine care sunt șansele fiecărui candidat. Dar vreau să vă spun că un personaj interesant venit din fostul PNL și care nu s-a pronunțat încă, a spus că așteaptă luna iulie, este președintele Consiliului Județean Bihor, domnul Bolojan, fost primar al municipiului Oradea, a fost secretar general al guvernului Tăriceanu, care punea în balanță calitățile și defectele fiecăruia dintre cei doi, dar spunea, și acest lucru este interesant, că dacă unul va câștiga, celălalt va trebui să se retragă. Ori asta înseamnă că vor fi consecințe și partidul va fi afectat. Și din acest punct de vedere, actul de guvernare va fi influențat, pentru că o asemenea bătălie virulentă, pentru că e virulentă dincolo de discuții, va lăsa urme nu doar asupra PNL-ului, ci și asupra politicii guvernamentale din România. Și vă spuneam, se fac promisiuni, sunt interese, de se împart poziții. Ce se va întâmpla după, dacă va câștiga unul sau altul? Mie mi s-ar fi părut normal ca pozițiile în stat să fie păstrate și să existe o perioadă de tranziție oricare va fi președintele partidului până în 2023, când va veni momentul adevărului. Pentru că în 2023 mă aștept ca, spre exemplu, USR Plus să devină mai puțin interesat să participe la coaliția de guvernare și să treacă nu neapărat în opoziție, ci pe băncile Parlamentului. Și vă și explic de ce. Pentru că, nefiind un partid care, precum PSD și PNL, are baze locale, va avea nevoie de o campanie, o campanie mediatică și aceasta trebuie începută din vreme, pentru că în mai 2024 sunt deja alegerile europene. Apoi în toamnă vor urma, nu știm dacă simultan sau nu, locale, parlamentare și prezidențiale. Deci de asta vă spun că bătălia asta va este va fi un an de foc, într-adevăr, pentru partidele din România. Absolut. Și pentru moment PSD-ul este cel mai relaxat, pentru că din opoziție nu poate decât să puncteze toate erorile guvernării și toate problemele interne care apar în cele două principale partide de guvernare. Să știți că și UDMR are congres anul acesta, dar în UDMR nu ne așteptăm la surprize foarte mari. Ele apar în ceea ce privesc echilibrele interne, uneori apar surprize și acolo, dar nimeni nu se așteaptă să existe un contracandidat la conducerea UDMR pentru domnul Kelemen Hunor, spre exemplu.